Am să testez acum și cel de-al doilea canal la amplificatorul T-Amp TA-1050. Practic este primul canal, canalul 1. Numai că l-am testat în ordine invers. Am luat întâi 2 și apoi 1. Am pus aparatul de măsură pe alimentările laterale la celălalt canal. Volumul la maxim. Hai să-i dăm drumul. Acuplat. Avem aceeași 180 și ceva de volți în gol, deci plus minus 92 în gol în momentul de față. Hai să-i dăm semnal. O să plec cu asta de head și o să mă joc și cu toate frecvențele și în semnal sinusoidal și în dreptunghiular să vedem exact comportamentul. Fiind o clasă AB, ar trebui să se comporte extraordinar. Așa, i-am dat nivel. Să creștem până la pragul de clipping. Deci se vede, hard clipping, este afișat și aici, curat ar fi acum, așa arată și aici, 46,8V, 47 și un pic, începe ușor, ușor să ciupească clipping. Alimentarea a scăzut de la 184V fără semnal, la 147V cu semnal. Deci aproximativ în jurul la 18-20 de volți pe ramură. Același filtraj de 100 de volți, 4700 de mic, deci sunt identice, același trap, nu s-a făcut nicio modificare, se încălzește ușor, puntea se încălzește și ea, radiatorul se poate ține mâna pe el, deci am dat drumul de aproximativ un minut, îmi arată un curent de 10 amperi la 100 de herți. Dacă mă joc cu frecvența, deci să ajung pe la vreo 50 de Hz unde măsoară el bine, curentul real până în clipping ar fi de aproximativ 12 amperi. Acum ciupește clipping. Așa, o să reduc înapoi, mă duc la 100 de Hz, revin înapoi la nivelul de clipping. Ușor clipping. Curat, iată, aproape 48V RMS, la frecvența de 100 de Hz. Rezistența se încălzește. Așa. Aproape ciupește clipping, se observă. Temperatura este ok. Dacă măsor pe tranzistor are, ia să vedem, 54-55 de grade, ușor o să crească. Nu pot să măsur pe radiator pentru că ar trebui vopsit cu ceva negru, s-au pus un scoș negru pe el și n-am la îndemână, dar nu asta e important. Amplificatorul stă în sarcină, nu limitează în nimic, e foarte corect, se poate ține mâna pe radiator, tot ok, tranzistorii sunt ok, rezistențele de wattaj se încălzesc puțin. Bobina de pe ieșire e puțin călduță, sârma cam subțire pusă de ei, dar asta e problema lor. Ce au conceput. Deci asta ar fi la 100 de Hz. Hai să mai reduc puțin nivelul. Mergem la 20. Deci luăm ca etalon, hai să luăm ca etalon 1000 de Hz. Deci avem ca etalon 1000 de Hz, mergem la 40 de volți RMS. Imediat, aproximativ 40 de volți RMS să ajung. RMS, deci 1000 de Hz, etalon, 100 de Hz, fără să umblu la nivel, aproximativ la fel, 50 de Hz, fără să umblu la nivel, se observă că scade puțin, pentru că am mai spus și în filmul anterior, ieșirea se face prin condensatorii electrolitici, fiind cu colectorul la masă. Ieșirea se face prin condensatorii electrolitici. Așa, deci a scăzut un pic. Mă duc la 20 de Hz. A scăzut și mai mult. Dacă mă duc la 10 Hz. Ia să vedem, este deja sub. Aproximativ 10 Hz. Deci la 10 Hz
mai sunt 18V, deci 10Hz, 100Hz, se vede imediat cum a crescut, 1000Hz, acum a cuplat și al doilea releu și releu pentru mărirea turației la ventilator. O să încerc să-i pun aici ceva ca să tragă, să nu mai tragă aer fals. O să-i pun chiar capacul un pic, să nu tragă aer fals pe perioada testelor, ca să-și facă o răcire corectă. Așa, scot voltmetru că nu mă mai interesează. Deci să tragă aer corect. Suntem la 1000Hz. 10.000Hz. Un răspuns foarte bun. Nu a scăzut, nu nimic. 20 de kHz, a scăzut foarte puțin. Sinusoida e frumoasă, curată, tipic clasă AB. Acum o să mergem puțin și în semnal dreptunghiular. Ajung înapoi la frecvența de 100Hz. Așa. Să luăm de exemplu aceiași 40V și să comutăm pe dreptunghiular. Se observă riplu de rețea și faptul că se face ieșirea prin condensator, deci nu mai este palierul drept. Dacă cobor frecvența la 20Hz, răspunsul este și mai slăbuț. O să mai reduc un pic din nivel ca să poată fi citit. Așa. Deci așa ar arăta dreptunghiular versus sinusoidal. Ok. 100Hz am spus. La 1000Hz începe să arate bine. Un timp de creștere de 6 microsecunde, coborâre la fel. La 10 kHz arată onorabil, 5 microsecunde timp de creștere, 6 microsecunde timp de cădere, e chiar foarte bine, urcă spre 20 de kHz. Același comportament. Triunghiular. Se observă puțin margină rotunjită, deci nu sunt ascuțite perfect, cum ar trebui să fie, deci aici trebuie să fie perfect vârful de la triunghi, dar nu contează aici, ca să se și vadă. Vârful ăsta trebuie să fie perfect ascuțite. Sinusoidal arată foarte bine, triunghiular și dreptunghiular.